Procurorii de la parchetul de pe lângă tribunalul Vrancea au dispus reținerea inculpatului Bețișor Vadim pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de dispozițiile articolului 254 aliniatul 1 cod penal, constând în aceea că în data de 18 mai 2013 a pretins de la denunțătorul Slota Vasilica Andrei suma de 5.000 de lei pe care a primit-o în două tranșe, respectiv suma de 2.000 de lei, 200 de lei în jurul orei 18, respectiv 300 de lei mai târziu în jurul orelor 22.30 pentru a elibera un certificat medical constatator al decesului pe numele mamei sale, fiind astfel depistat în flagrant. Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de inculpatul Bețișor Vadim. A fost prezentată instanței de judecată cu propunerea de a se dispune arestarea preventivă a acestuia. Tribunalul Vrancea a admis propunerea parchetului și a dispus arestarea preventivă pe o durată de 15 zile, așa cum s-a afișat și pe portalul instanței. În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii juridice. A ajuns doctorul la noi acasă aici. I-a spus lui sora mea că vrei, ce vrei să stai în pușcărie, nu vrei să naști în pușcărie, că sora mea este și gravidă. După aia mi-a lăsat numărul de telefon și mi-a zis, mă sun la 6, nu, la 3. Eu am ajuns, a plecat el. I-ai dat vreun ban? Nu, aici nu. După ce a plecat el de aici, noi am plecat la Focșani, l-am sunat, nu mi-a răspuns. După aia m-am dus acolo la salvare unde era el la birou. Am intrat cu cumnatul meu înăuntru acolo la el. El le-a zis cumnatul meu, ieși afară că vreau să vorbesc cu băiatul. Eu am rămas acolo înăuntru, el, hai zic cum o rezolvăm. Eu am tăcut din gură, nu am zis nimic. După aia am mai stat, cred că am stat 10 minute, ne-am uitat unul la altul, n-am zis nimic. La un moment dat el zice, hai zic cum o rezolvăm, că eu am o urgență și trebuie să plec. Că dacă nu te las aici și nu faci pușcărie, bătea poc o pușcărie. După aia îi spun, domnul, cum o rezolvăm, vă dau bani sau... Na. Și că eu nu zic nimic, că tu zic. După aia bag mâna în buzunare, dau 2 milioane. El ia banii după, din mâna mea, îi numără, ci că nu-i de ajuns cu ăștia. Mă sun la 9:30. Pe ecran acolo la el, cum era ecranul la calculator, scria undeva 3 milioane și 4 jumate. Era, cred că, o cerere ceva mai exact, dar ăla era sumniria și mai mare. Mi-am dat seama că... Așa. Am plecat de la spital, am dat seama, disperat și în cauza de bani, că nu prea aveam. M-am dus la poliție. Am zis, mă, nu e, că n-aveam adevărat. Și după aia a sunat domnii la București, sau nu știu exact cum s-a întâmplat, a venit un domn. Mi-a pus o cameră de filmat ceva în gen așa. La 9:30 l-am sunat, mi-a zis că este la urgență și să-l aștept la ora 10 în față la salvare acolo. M-am dus acolo la ora 10, am intrat înăuntru, el completa foaia de deces, că aia îmi trebuia, că nu puteam să o moruntez. A completat foaia, el zice, hai, te-ai gândit ca să-ți dau foaia? Eu îi spun, domn, v-am dat 2 milioane, vă mai dau 2, este de ajuns. El zice că, păi pentru tot ce am făcut pentru tine, când te-am băgat în pușcărie, adică mi-a dat de înțeles că... Și am mai dat încă 1 milion, adică 3 milioane i-am dat. Banii marcați? Sau? Da, marcați, care mi-a dat domnul polițai de acolo. I-a luat, aveau ștanța, a luat tot numărul de... După aceea m-am întors și s-a ocupat domnii de la... Dar de ce te amenința cu pușcărie? Că noi am mutat-o pe maică mea, fără să știm, că a venit o salvare, ne-a venit acolo la Găgești, adică satul următor. Și voi trebuia să o țineți până... Da, da. N-ați știut. Nu ne-a zis nici domnul de la salvare nimic. Când, na, a venit o salvare, de unde să știu că vine 2-3 salvări? Chiar n-am știut. Ne-a dat o foaie la mână, ce am zis, că cu aia ne ducem la... Așa ne dă foaia de certificat și cam asta e. Noi, disperați atunci, că eram eu cu sora mea, vă dați seama, 2 inși. Îți pare într-un fel rău că... Nu, nu-mi pare. I-a dat 15 zile de arest. Atât?
O să luăm act de ce a apărut în presă, informațiile care au apărut în presă. Așteptăm de la instanță o decizie definitivă, moment în care și noi vom decide ce sancțiuni va primi. Până va ajunge o decizie definitivă la noi de la instanță, nu facem altceva decât să luăm act și să ținem dosarul deschis. Domnul Vadim ar putea lucra dacă termină arestul preventiv, ar putea reveni la muncă? Dacă nu este condamnat, are drepturi ca toți ceilalți oameni. Imediat după eveniment am informat Ministerul Sănătății, în special pe doctorul Arafat, despre incidentul creat la serviciul de ambulanță. Contractul de muncă a medicului Vadim Bețișor este suspendat la cele trei instituții în care profesează, și anume Spitalul Adjud, Serviciul de Ambulanță și Spitalul Militar. Spuneți-ne cât a primit medicul Vadim Bețișor și ce i-au imputat procurorul. Deci a fost reținut în cursul zilei de 18.05.2013 pentru comiterea infracțiunii de luare de mită, faptul prevăzut și pedepsă de articol 254 alineatul 1 cod penal. Dânsul și-a recunoscut fapta. Este o problemă acolo referitor la... Nu a pretins această sumă dânsul, i-a fost oferită. Practic, putem discuta și de o instigare la infracțiunea de luare de mită. Dânsul a avut o atitudine sinceră, atât în fața organelor de urmărire penală, în fața instanței de judecată. Practic, s-a cerut astăzi, a fost prezentat în fața Tribunalului Vrancea cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile. Instanța, respectiv Tribunalul Vrancea, a admis această propunere de arestare și s-a dispus arestarea dânsului pe o perioadă de 15 zile. Am declarat recurs împotriva acestei soluții și practic în 3 zile dosarul va fi înaintat Curții de Apel Galați pentru a ne judeca în faza de recurs a propunerii de arestare preventivă.